Pisă fie Domnul. M-am gândit în vreme ce ședeam pe scaun, cât este de frumos și de însemnat cuvântul care spune și dragostea să nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragostea trimite daruri, iar dragostea divină trimite ce are mai bun și ce are mai scump, cel mai minunat dar. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Păcatele ne trag în iad și Iisus, jertfa de ispășire, cum se spunea și mai devreme, ne trage în cer. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Învierea lui Iisus este culmea bucuriei sufletului credincios. Dacă El a înviat, și noi vom învia. Și dacă El a înviat, făgăduința Lui, păcatele sunt iertate, trece dincolo de mormânt și rămâne în picioare pentru vecii vecilor. Și dacă El a înviat, într-o zi, dreptatea și neprihănirea, după cuvântul Domnului, vor birui, vor domni, vor stăpâni și pe pământul acesta atât de greu încercat. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragostea trimite daruri minunate. Să ne ridicăm și să mai citim odată partea aceasta minunată și foarte însemnată de Scripturi, cu care Domnul a hotărât să ne onoreze și să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, în locul acest. Și îmi doresc și eu, cum își doresc toți vestitorii Evangheliei, tot cuvântul care se citește și care se vestește, dacă este de la Domnul, să ajungă la inima noastră și să lucreze în chip minunat slava lui Dumnezeu și mântuirea întru cele veșnici, nu doar întru cele vremelnici, căci știți cuvântul care spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți între toți oamenii. Și citesc din nou cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24, sunt 6 versete minunate și foarte însemnate și este și titlul frumos și însemnat. Iisus, spune, se arată și lui Tom. Tom a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domn. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin.
Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Mai mulți ani în urmă eram într-o adunare și înainte de predică am spus: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. La sfârșitul adunării, unul din adunare s-a supărat foarte tare și m-a întrebat cu glas tare, și ăsta-i un mare har. Sunt unii care se arată foarte îndatoritori, respectoși, cuvincioși, zâmbitori și vorbesc, cum se spune, pe la spate. Omul acesta avea o calitate minunată, a strigat cu glas tare, să aud și eu și să mai audă și alții: cum de îndrăznit să spui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Este numai Dumnezeu Tatăl? Mai apoi Fiul și Duhul Sfânt. Și m-am bucurat de întrebarea și de îndrăzneala bărbatului acestuia. S-au adunat repede în prejurul nostru mulți și frați și surori și i-am spus fratelui așa: înainte să răspund întrebării dumitale, hai să facem o înțelegere. Și eu zic așa: dacă ceea ce spui dumneata este adevărat și ceea ce spun eu este greșit, dumneata să mergi în cer și eu să merg în iad. Dar dacă ceea ce spui dumneata este greșit, adică nu este adevărat, și ce spun eu este adevărat, dumneata să mergi în iad și eu să merg în cer. S-a speriat. Nu, 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 zice, nu mă lua așa, nu mă lua așa, te rog. Și m-am bucurat că a luat foarte în serios avertizarea aceasta. Și i-am spus și lui și vă spun și vouă: nu doar undeva pe pământul acesta de-a lungul secolelor, ci și aici în România, în foarte multe adunări și în inimile și în mințile multora, între cei care umblă la adunare, divinitatea lui Iisus este contestată sau pusă sub semnul îndoielii. Și am spus și lui și vă spun și vouă: știi cuvântul care spune că Iisus a arătat mai întâi ucenicilor? Nu era Toma împreună cu ei? I-a binecuvântat, le-a arătat mâinile, picioarele, ucenicii s-au bucurat, au mărturisit lui Toma: am văzut pe Domn. Ce cuvânt simplu și frumos! Și în general, când cineva spune am văzut pe Domnul, te-ai fi așteptat să spună mărire Domnului, ce mare har, nădăjduiesc să nu treacă mult și să mi se arate și mie. Dar el, Toma, cum s-a spus și mai devreme, și-a mărturisit cu glas tare îndoiala serioasă sau în mod serios. A fost o îndoială sinceră și tratată cu o mare seriozitate, și de aici vine o mare binecuvântare. Cam să revin. Și Domnul i s-a arătat și lui Toma când era de acum împreună cu ucenicii, nu l-a mustrat, nu i-a făcut nicio observație. L-a încurajat să-și împlinească dorința pe care mărturisit-o prin viu grai. Și Toma a rostit cuvintele minunate care au o însemnătate veșnică și au o mare însemnătate pentru noi toți, în măsura în care avem urechi de auzit și inimă de primit: Domnul meu și, cum mai spun, și Dumnezeul meu. Și l-am întrebat pe fratele acela și vă întreb și pe voi: este Iisus Dumnezeu? N-ar fi minunat să spunem cu toată adunarea și noi: Domnul meu și Dumnezeul meu. Poftiți! Domnul meu și Dumnezeul meu. Și spune în Romani, în capitolul 9, în versetul 5, că El, Iisus, după trup a ieșit dintre iudei, Hristosul mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu, binecuvântat în veci. Spune așa sau? Și mai spune și în Tit, în capitolul al doilea, începând cu versetul 11, cuvântul Domnului așa:
Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătate și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum și pentru noi în secolul 21 cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Este El Iisus Dumnezeu? Amin. Și acum să vedem despre Duhul Sfânt. Spune în Fapte, în capitolul al cincelea, partea aceea foarte importantă de Scriptură despre Anania și Safira, Petru îi spune lui Anania următoarele foarte importante cuvinte. Anania, cum de ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Este Duhul Sfânt Dumnezeu? Și în multe locuri în epistole este numit Domnul Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu ne-ar fi cerut să zidim temple din piatră pentru Duhul Sfânt, am fi avut o dogoadă foarte clară cu privire la divinitatea Duhului Sfânt. Dar El ne cere ceva cu mult mai important, și anume să fim noi înșine temple ale Duhului Sfânt. Și ni se spune în Scripturi că hula împotriva Duhului Sfânt, și asta este o dovadă iarăși minunată a divinității Duhului Sfânt, este singurul păcat care nu poate fi iertat pentru cei care puteți înțelege, nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Este Duhul Sfânt Dumnezeu? Este Duhul Sfânt Dumnezeu? Duhul Sfânt este Hristos în noi? Este Hristos cu noi? Și este Hristos în mijlocul nostru? Duhul Sfânt este Dumnezeu, El ne conduce, El ne călăuzește în măsura în care ne lăsăm călăuziți de El, conduși de El, în măsura în care ascultăm de El și pe noi în tot adevărul, în călătoria uneori zbuciumată, cu fel și fel de încurcături și cu fel și fel de lupte, prin pustia vieții, drumul spre cele veșnice. Duhul Sfânt dovedește lumea, dovedește omul în ceea ce privește păcatul, neprigănirea și judecat. Și spune, slova omoară Duhul de viață. Noi suntem slujitori ai Duhului, pentru că este Dumnezeu, nu? Așa că spun, și în adunarea aceasta, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Există înviere și viață veșnică. Există un cer minunat și există un iad îngrozitor. Sunt și prin adunările noastre predicatori care spun că nu este iad. În primele trei evanghelii, așa numitele evanghelii sinoptice, de 11 ori scrie în Biblie despre iad, despre ghenă, despre locul acela, asta, așa, asta, așa, asta, așa. Și fie că îmi place, fie că nu-mi place, fie că vreau, fie că nu vreau, cred sau nu cred, sunt sau nu sunt pregătit, spune în Biblie că într-o zi Iisus va veni pe norii cerurilor cu putere, cu mărire, cu slavă dumnezeiască, ca să judece vii și morți. Și mi-i spune că în ziua aceea mare și înfricoșată, El îi va face așernut, Dumnezeu îi va face așernut al picioarelor sale pe toți vrăjmașii. Și acum să nu vă prindă mirarea pe toți vrăjmașii săi din biserică și mai apoi pe toți vrăjmașii săi din afara bisericii până la marginile pământului. Despre vrăjmașii din biserică, foarte mulți la număr, unii dintre ei conștient vrăjmași ai lui Dumnezeu, alții în mod inconștient, dar tot vrăjmași ai lui Dumnezeu.
Spune între altele Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel când le scrie Filipenilor în capitolul al treilea, începând cu versetul 18, așa. V-am spus de mai multe ori și vă spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor, spune, va fi pierzare. Și aici nu se iau în vedere cei din lume, se iau în vedere cei care umblă la adunare, cei care umblă la biserică. Și mulți înseamnă mulți. Și mai apoi adaugă și spune cuvântul Domnului, care sunt vrăjmașii crucii lui Hristos pe care îi pândește pierzarea veșnică? Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Astăzi Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, stă Biblia pe amvon, am ridicat Biblia de pe amvon și nu mai este Biblia pe amvon. Să credem toți din toată inima, indiferent cât ar fi de mare, cât ar fi de greu, de chinuitor, de apăsător sau de scârbos păcatul pe care l-am săvârșit, să credem din toată inima că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Dar în ziua aceea mare și înfricoșată, spune cuvântul Domnului, că va fi leul din Iuda care va judeca, omul va judeca lumea după dreptate. Și în ziua aceea mare și înfricoșată despre care vorbește Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, el, cum v-am mai spus și în alte rând, ca unul care nu privește la înfățișarea omului, că privește la inima omului, va spune în dreptul fiecărui om, și vă spun în dreptul fiecăruia dintre noi, numai unul din cele două cuvinte posibile, vino, sau du-te, și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicii. S-a vorbit despre moarte. Te întreb și te mărturisesc. Dacă vei muri noaptea aceasta sau dacă vei muri plecând pe drum spre casă, unde îți vei petrece veșnicia? În cer cu sfinții sau în iad cu demoni? În îndoiala sinceră, care este neapărat și o îndoială foarte serioasă, este și o valoare extrem de pozitiv. Și cum spunea și preiubitul frate mai devreme, noi suntem foarte recunoscător Domnului și pentru preiubitul nostru frate Toma, care are mulți frați și a avut mulți frați de-a lungul veacurilor pretutindeni pe întreg pământul și aici în România, frați gemeni. De este o valoare foarte pozitivă în îndoiala sinceră și serioasă. N-a spus doar, nu cred, până când nu voi face eu asta și asta și asta, nu voi vedea, nu voi pipăi cu mâinile mele, zice, nu voi crede. Și mai târziu, apostolii au spus același lucru. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, oamenii de știință, dacă nu se îndoiau cu privire la ceea ce spuneau alți oameni de știință din generația lor sau de dinaintea lor, că este imposibil să ajungi la nu știu ce rezultatele, nu știu ce experiențe, n-ar fi ajuns niciodată, nu? Dar nu știu ce descoperiri importante. Și oamenii de știință care n-au avut îndoieli foarte serioase cu privire la propriile experiențe, sunt unii care au ajuns la descoperiri miraculoase după sute de experiențe. Păi dacă s-ar fi oprit după sute, nu mai ieșea nu știu ce descoperire, nu știu ce medicament. Și așa mai departe. Este o valoare foarte pozitivă în îndoiala sinceră și serioasă. Eu nu cunosc decât un singur adevăr absolut. Și care este adevărul acesta absolut pe care îl cunosc eu?
este căutarea omului după adevăr. Și în căutarea omului după adevăr, unii au harul să afle despre Iisus adevăr. Iisus însuși s-a îndoit. Când pe cruce fiind a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și Biblia spune că Dumnezeu era în el, împăcând lumea cu sine. De ce este Iisus adevăr? Pentru că el este sinteza dintre adevăr și îndoiala despre adevăr. Și Apostolul Pavel zice: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus, spune așa sau. Și el zice: sunt deplin încredințat. Dar după aceea spune: dacă voi putea ajunge la înviere. Iisus este sinteza dintre adevăr și îndoiala despre adevăr și pentru asta este el adevăr. Și a ajuns la noi cuvântul acesta minunat și foarte însemnat: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul a binecuvântat. Și mai mult decât atât, cum se pricepe el, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, să folosească fiecare prilej ca să trimită de-a lungul veacurilor tuturor ucenicilor care vor trăi pe pământul acesta binecuvântări peste binecuvântări, îi spune lui și ne spune și nouă: e, zice Tomo, ferice de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Doamne, mărește-ne credința și Doamne, ajută necredinței noastre. Ferice de tine că m-ai văzut și ai crezut. Există multe feluri de a vedea. Între altele spune cuvântul Domnului: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Îl vor vedea pe Dumnezeu strălucind în chip minunat în paginile acestei sfinte cărți. Îl vor vedea pe Dumnezeu în istorie, în oameni, în împrejurările vieții și îl vor vedea pe Dumnezeu și în ziua aceea mare și înfricoșată venind pe norii cerurilor cu mare slav. Bine, bine, vei zice, dar în Biblie spune că atunci toți îl vor vedea. E adevărat, numai că cei cu inima curată îl vor vedea și se vor bucura, îl vor vedea ca Dumnezeu, care mântuiește și fericește pentru vecii vecilor, iar ceilalți îl vor vedea ca judecătorul cel drept, care îi va zgoni: duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, blestemaților, și altele de felul acesta. Există multe feluri de a vedea. Ceea ce numim noi realitate, din ceea ce vedem noi cu ochii sau auzim cu urechile, să pipăim chiar cu mâinile noastre, este o realitate foarte, foarte, foarte mititică, foarte limitată. Realitatea este mult mai mult decât gândim, decât vedem, decât înțelegem și decât pipăim noi. Și ca să pricepi puțin mai mult din realitatea aceasta infinită, extrem de complexă, care este dincolo de realitatea pe care o numim noi realitate, îți trebuie un instrument specific. De exemplu, vrei să știi mai multe despre macrocosmos, îți trebuie un telescop, nu? Vrei să știi mai multe lucruri despre microcosmosul care este creat în chip miraculos și se călăuzește după aceleași legi ca, mă rog, universul nostru sau macrocosmos, îți trebuie iarăși un instrument specific care se numește un microscop. Ca să-L vezi pe Dumnezeu, îți trebuie taina tainelor, instrumentul acesta specific. Ferice de cei cu inima curată, spune că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Există multe feluri de a vedea.
Este câte o tânără fată care zice, parcă văd cum va fi în ziua anunții mele și parcă văd cum va fi mai apoi la casa mea, cu soțul meu și dacă o să fim binecuvântați, cum o să fie cu copiii și așa mai departe. Stai de vorbă cu cineva și ajungi, hai să nu zic la neînțelegere, dar la o dezbatere, la o polemică. El spune într-un fel, tu spui într-un alt fel. Și în discuția aceasta, într-un subiect cumva important, el la un moment dat aduce niște argumente foarte serioase, niște argumente temeinice. Și dacă vei cântări cu sinceritate și cu seriozitate argumentele acelea și nu vei face din punctul tău de vedere idol ca să înseamnă orbire, vei spune, domnule sau frate, văd că ai dreptate. Și ăsta e un alt fel de a vedea. Spune în Biblie despre Iisus că era pe munte și la un moment dat zice și-a ridicat privirea și-a văzut o mare mulțime de oameni venind înspre el. Păi dacă eu sunt pe munte și vreau să văd mulțimea care vine înspre mine, nu ridic, o cobor, nu? Este o vorbire spirituală, duhovnicească. El vedea milioane și milioane de oameni flămânzi și însetați după neprihănire care vor veni la el. Care vor veni la el și vor veni la el generație după generație. Și știți cuvântul care zice despre presbiter? Presbiteros în limba greacă înseamnă unul care vede departe. Vederea aceasta duhovnicească, vederea aceasta lăuntrică, vederea aceasta spirituală, vederea aceasta prin Duhul Sfânt, prin credință. Stăteam de vorbă cu cineva la București, un om renumit, nu-i sunt numele, că nu asta este important, și la un moment dat îmi spune omul acesta, tot ce văd în jurul meu mă deprimă. Și îi spun, domnul Cotar, în Biblie zice, când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, toate aceste grozăvii, toate aceste blestemății nenorociri, că noi parcă suntem un ospiciu de nebuni, nu? Zice, ridicați-vă privirile spre cer, de acolo, și numai de acolo vă vine izbăvire. Există multe, multe feluri de a vedea. Tomo, ferice de tine că m-ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Doamne, mărește necredința și ajută necredinței noastre. Că avem și noi în adunările noastre saduchei. Oameni care nu cred nici în Duh, nici în Înger și nici în Înviere. Eram într-o adunare și făceam prin îndurarea Domnului vorbire tocmai despre aceste lucruri foarte importante, că diavolul este din cale afară de iscusit. Este numit tatăl minciunii și el spune de mii de ani, minciuna aceasta nemaipomenit, vedeți-vă de treabă, sunteți oameni serioși, cum puteți crede bazmele acestea? Cum puteți crede ce spun ei popii și pastorii și predicatorii și așa mai departe? Totul iese până la groapă, totul este până la mormânt, aici este raiul, aici este iadul. Voi să faceți tot ce vă stă în putință, să mâncați bine, să beți bine, să vă îmbrăcați bine, să vă pieptănați bine, să vă parfumați bine, să vă îmbuibați bine, să vă distrați bine și altele de felul acesta. Și chiar dacă pentru asta uneori trebuie să mințiți, să furați, să înșelați, să loviți în dreapta și în stânga, să călcați peste cadavre, scopul scuză mijloacele, totul este până la groapă. Și dacă vreunul ajunge să aibă harul să creadă că ar fi înviere, vine cu o altă minciună și cu o altă amăgire nemaipomenită. Nu zic că nu e înviere, așa este, dar puteți să stați liniștiți, că după înviere urmează o viață veșnică într-un loc minunat în cer, în rai, în paradisul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu bunătatea, cu îndelunga răbdare, cu înțelegerea, cu iertarea și cu dragostea. Vine cu o altă minciună nemaipomenită.
Dacă eu aș spune că Dumnezeu nu este toate aceste lucruri, aș minți. Dar dacă aș spune că este numai aceste lucruri, iarăși aș minți. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu este și un foc mistuitor, este și drept, este și sfânt. Și mi-i spune grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și adevărat. Și făceam vorbire într-o adunare despre toate aceste lucruri. Și la un moment dat m-am așezat pe scaun la altar, la ambon, și diavolul, foarte supărat pentru cele spuse, a luat ceasul de perete care era deasupra capului meu la o anumită înălțime, uite așa un ceas mare, să mi-l dea în cap. Dar eu la clipeala ochiului m-am dat într-o parte, m-a izbit aici în număr, după aceea s-a rostogolit pe parchet în biserica aceea și toată adunarea a încremenit și au înțeles toți, cei care credeau, cei care nu credeau. Uite că este și Duh, este și Înger și sigur după cuvântul Domnului este și Înviere. Sunt multe feluri de a vedea. Spune Patriarhul David, omul acesta minunat, care avea și el îndoierile lui sincere și foarte serioase, așa niște îndoieli de frumoase. Zice, cercetează-mă tu, încearcă-mă tu, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Of, 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 cred că ați înțeles, ei care vorbiți despre siguranța mântuirii și altfel despre felul acesta. Și spune el, plin de Duhul Sfânt, Patriarhul David, într-o împrejurare, gustați și vedeți ce bun este Domnul, zice așa sau. Acum, ce legătură poate fi între a gusta și a vedea? De ceva nimeni pomeni? Dacă m-ai întrebat pe mine care este diferența între gustul de măr și gustul de pară, n-aș ști să spun, dar nici voi n-ați ști să spun. Sau care este diferența între gustul de pepene și gustul de banană? O să spui gustă și ai să vezi. Cine ar putea să-mi spună mie care este deosebirea între muzica lui Bach și muzica lui Beethoven? Poți să fii cel mai mare specialist, cel mai mare critic muzical. Dacă ești înțelept, o să zici, domnule, ascultă și ai să vezi. Există multe feluri de a vedea. Și Biblia spune, gustați. Nu vă mulțumiți să cântați despre Dumnezeu. Nu vă mulțumiți să vă rugați lui Dumnezeu, să citiți despre Dumnezeu, să predicați despre Dumnezeu. Zice, gustați. Cu alte cuvinte, intrați într-o relație, într-o legătură strânsă și trăiți viața cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Gustați. Și vedeți ce bun este Domn. Și tot el, Patriarhul David, spune într-un alt psalm bine cunoscut, de creștini de la un capăt până la celălalt al întregului pământ, zice, Domnul este păstorul meu. Și Luther, minunatul învățător, pune întrebare. Ce folos să existe Dumnezeu dacă nu este Dumnezeul tău? Ce folos dacă există Dumnezeu? E bine că există. Dar ce folos că există Dumnezeu și nu este Dumnezeul tău? Hai să mai spunem o dată cu întreaga adunare. Domnul meu și Dumnezeul meu. Mărire Domnului. Gustați și vedeți ce bun este Domn. El este tot ce îi trebuie unui om. Indiferent vârsta pe care o are, și indiferent calitatea pe care o are. Unul este mai instruit, altul mai puțin instruit, mai educat, mai puțin educat, mai însemnat, în ochii oamenilor mai lipsit de însemnătate, dar cu mare însemnătate, cum se spunea în ochii lui Dumnezeu. El este tot ce îi trebuie unui om să-și satisfacă cele mai adânci, cele mai tainice nevoi spirituale, nevoi sufletești, partea aceea lăuntrică, personalitatea omului, care supraviețuiește tuturor transformărilor din trup și trăiește veșnic.
El este, cum spuneam, și Mântuitorul lumii, El este și Păstorul cel bun, care își cheamă oile și le cunoaște pe nume. El este și fratele mai mare și prietenul devotat. Este și ușa cea strâmtă, este și un logodnic, este și un mire ceresc, este și un împărat, este și un Dumnezeu. Dar este și pâinea vieții și este apa cea vie. Evreii au obiceiul acesta bun și foarte bun. După ce citesc un verset din Biblie, iau Biblia cu versetul citit și o duc așa la gură. Și după aceea dau capul pe spate. Ca versetul care a fost citit să nu rămână numai în paginile Scripturii, ci să meargă neapărat, cred că ați înțeles, cum o pasăre când primește un bob de greu, nu? În ciocolie, dă capul pe spate, ca bobul acela să se ducă și să devină parte din trupul ei. Trupul nostru este hrană transformată. Așa și sufletul nostru este hrană transformată. Păi dacă stai toată ziua la nebunească televiziune cu toți nebuni și te hrănești cu toate prostiile, nu e de mirare că ești cum ești. Ai milă, Doamne. El este pâinea vieții și El este apa cea vie. Cum v-am mai spus și în alte împrejurări, pâinea care se pogoară din cer și care dă, cum spune, lumii viață. Și astăzi El este pâinea care se pogoară din cer și care dă lumii viață. Să ne rugăm din toată inima Domnului, mai întâi să ne ierte păcatul acesta blestemat, să-mi departe de El, de cuvântul Lui și departe față de o mântuire așa de mare. Cuvântul Domnului, dacă nu mai citim, că sunt unii care peste săptămână odată nu citesc în Biblie. Și să citești 5 minute în Biblie, în fiecare zi este mai mult decât să nu citești deloc. Și eu, luptele pe care le am. Dumnezeu și Evanghelia în secolul acesta cu numărul 21 au cea mai mare concurență în ceea ce se numește, mă rog, mijlocul să te comunicare în masă, media. Este ceva nemaipomenit. Ai vorbit cu cineva la telefon, poate și ore în șir, cât în lună și în stele, dar la rugăciune. Și ai citit, mai știu eu, prin internet, o să toate grăzăviile de aici. El este pâinea care se pogoară din cer și care dă lumii viață. Îi suneam unui om foarte însemnat, domnul Cotar, și savant, și scriitor, și multe altele. Domnul Cotar, toate cărțile care au fost scrise vreodată, de când este omul pe pământul acesta, de mințile cele mai iluminate, în comparație cu Biblia, sunt pleav. Și dumnealui cu umilință zice, așa este, aveți dreptate. Știți care sunt adevărații intelectuali? Nu cei care au dobândit 2, 3, 5, 7 diplomele, nu știu ce universități de renume, acum nu-s rele nici diplomele alea, și care sunt mari experți în nu știu ce domeni. Adevărații intelectuali sunt cei despre care se poate spune, așa cum spune cuvântul Domnului despre Iisus însuși, zice, creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, spune așa sau. Cine crește în înțelepciunea lui Dumnezeu să fie și cu 4 clase sau să n-aibă, că eu am întâlnit oameni când i-a chemat Dumnezeu la Sfânta Pocăință, nu știau să scrie și să citească, pe unii i-a luat de prin șanță și au învățat să citească din Biblie și au învățat pentru că o iubesc cartea aceasta minunată, iubindu-L pe Domnul, sute de versete pe de rost. Și vorbești cu ei, este un cântar. Din prisosul inimii vorbește gur, este un cântar. Ăștia sunt adevărații intelectuali, care cresc în înțelepciunea lui Dumnezeu și în statură, adică în autoritate. Oameni care au un bun discernământ și oameni care împlinesc Scriptura care spune, orice ce este vrednic de crezut, de cinstit, de prețuit, de iubit, de împlinit, aia să cinstit și aia să prețuit. Biblia este singura carte sfântă
De-aia este cuvântul lui Dumnezeu care nu zice să crezi numai în ea. Spune orice lucru care se vrea de a fi cinstit, de a fi prețuit, de a fi iubit, de a fi cu tare, să-l credeți și să-l prețuiți. Ăștia sunt adevărați intelectuali. Citeam un frate într-o adunare zilele trecute, ce cuvinte mari și minunate scrie Duhul Sfânt prin Patriarhul David în psalmul ăsta cu numărul 119. Sunt câteva versete unde el spune în versetul cu numărul 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua, zice, mă gândesc la ea. Păi Iisus a învățat să se roage citim psalmii lui David. Sunt psalmii lui David pe care noi după mii de ani îi citim și îi pătrundem, dacă îi pătrundem, cât se îndură Dumnezeu de noi, 20%, 30%, poți să citești și 1000 de ani și încă n-ai înțeles adâncul, splendoarea și frumusețea acestor cuvinte. Și mai departe el zice, dacă eu iubesc legea ta, cuvântul tău, zice, sunt mai tare decât vrăjmașii mei. Și așa este, Doamne. Și el zice, și dacă eu citesc iubind legea ta, o să fiu mai mare decât învățătorii mei. Și așa este. Pentru cei care aveți urechi de auzit și înțelegeți, este o comoară extraordinară. Eu s-au de vorbit cu fel și fel de oameni, cu fel și fel de demnitari, cu fel și fel de oameni, de toate rangurile și toate astea. Mai zice unul una, mai zice un alt, și la un moment dat îi sunt domnul cutare sau doamna cutare. În Biblie zice așa, asta și asta și asta. E când ai spus ce îmi zice în Biblie, s-a terminat orice discut. Așa e, zice, ai dreptat. N-am eu dreptat, eu vă spun ce scrie aici. Tomo, ferice de tine că m-ai văzut și ai crezut, dar mai ferice este de cei care nu m-au văzut de-a lungul miilor de ani și au crezut. Și fără de credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită. Au fost naziști, au fost comuniști, dacă nu o să ne venim în fire și nu o să ne trezim grabnic la realitate, să strigăm cu disperare la Dumnezeu să vină și musulmanii și așa să ne taie capetele. Și au fost mii și mii și milioane și milioane de-a lungul miilor de ani, zice, mai ferice de cei care nu m-au văzut și au crezut. Și este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Fie că îmi place, fie că nu-mi place, fie că vreau, fie că nu vreau, cred sau nu cred, mă interesează sau nu mă interesează, există înviere și viață veșnică și există cer și iad. Spune în Ioan în capitolul al 5-lea, Domnul însuși, iată vine ceasul și acum a și venit, când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiul omului și ce vor face? Vor ieși afară din el. Zice așa sau? Și mai departe adaugă și zice, unii vor învia pentru viață, alții vor învia pentru osân. Ce fac morții în morminte? Au urechile foarte, foarte bine ciulite ca să distingă între milioanele de glasuri care se învârt pe pământul acesta de la un capăt la celălalt, glasul lui Iisus. Că la glasul lui vor ieși afară din morminte. Spune în Biblie că Iisus a înviat, asta scrie în Biblie, o fi fost mai mulți pe care i-a înviat, dar a înviat trei. Fata aia de 12 ani, nu? Tânărul văduvei din Ain și pe Lazar, om matur. Ca să înțelegem că și o fată de 12 ani și un tânăr și un om matur, toți, ca să iasă din mormânt, să vină la viață, din blestem la binecuvântare, din păcat la neprihănire, din întuneric la lumină, au nevoie de chemarea de glasul lui Iisus. Și vă puteți da seama fapta asta de abia murise? Și era jale nemaipomenită în prejurul ei. Mamă s-a strigat, cum se întâmplă în astfel de împrejurări, mai erau și alții. Și fata stătea foarte liniștită, foarte nepăsătoare la glasurile acestea care erau sfârșitoare. Și a venit Iisus și a spus un cuvânt, Talita cumi, fetiță scoală-te, și la cuvântul lui ce a făcut? A ieșit fata din moarte, nu? Și acum era jale mare și cu fiul văduvei din Ain care mergea
spre locul de îngropăciune, mergea spre cimitir. Cât ai mortul în casă, iese jean. Dar când iese mortul din casă, iarăși, ce jelanie nemaipomenit, că sunt unii de profesie bocitori. Și ce gălăgie era în prejurul sicriului în care se găsea băiatul ăsta. Și el stătea foarte liniștit, foarte nepăsător, lasă-i. A venit Iisus, a pus mâna pe raclă, tinerelule, scoală-te, zic, și a ieșit ăsta din moarte. A ieșit sau nu? Acum Lazar era mai mort decât ășealalți, măcar că toți erau la fel de morți. De 4 zile ședea în mormânt, trupul lui intrase în putrefacție, era bine legat cu fășele de pânză, cum obișnuiesc ei în Orient să lege mort. Și era iarăși, că sunt unii care și după ce îl îngroapă, mortul, merg a doua zi, a treia zi, pe săptămână și plâng și jelesc, se aude prin cimitir, jelanii aceasta. E o durere. Și el stătea foarte liniștit. Și când a venit Iisus, a spus o vorbă, Lazare, vin afară. Și la glasul lui Iisus, ce a făcut? A ieșit? A ieșit? Fie că îmi place, fie că nu-mi place, fie că vreau, fie că nu vreau, iată vine ceasul și acum și veni când toți cei din morminte vor auzi glasul lui Iisus și vor ieși afară din ei. Unii pentru viață, alții pentru moarte. Și acum, pentru că mai am câteva minute, să mă îngădui să vă spun la repezeal, cum va fi învierea celor necredincioși răi, cum va fi învierea celor credincioși. Credința te duce în cer, necredința te duce în iad și credințele false. Mai întâi să credeți din toată inima că iese înviere. Iese o noapte și după aceea vine dimineață. Iese o iarnă și după aceea vine o primăvară. Așa, după moarte, vine înviere. Eu nici nu cred în moarte, că moartea nici nu există. Iisus spune, orice cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Noi trebuie să-i spunem cumva experienței acesteia care se numește sfârșitul vieții pământești. Și îi spui moarte, dar moartea ca atare nici nu există. Soarele când apune, noi nu spunem că a murit. Spunem doar că s-a dus pe o altă parte de planetă să-și dea acolo lumina și căldura, nu? Așa și cu cei care mor. Se pogoară în groapă, nu-i mai vedem, nu-i mai auzim noi pentru o vreme, s-au dus pe cele meleagă. De ei continuă să trăiască, cum spune, și sunt mai vii decât suntem noi. Pentru Dumnezeu toți sunt vii, cum spune în pilda bogatului nemilosiv și mai sunt și alte. Cum va fi învierea celor răi? Spune că Dumnezeu va trimite îngerul care va suna din trâmbiță, vor învia toți, și miliarde de oameni vor fi îngeri care îi vor conduce înspre ghenă, înspre locul acesta de suferință veșnică. Treziți la realitate și îngroziți de ceea ce văd și aud că se întâmplă, oamenii aceștia vor striga, fiecare. Unul va striga după bani, banilor, banilor. Pentru care mi-am cheltuit viața, pentru care mi-am cheltuit energiile, vlaga, ziua și noapte. Veniți și dați-mi ajutor că sunt într-o primejdie groaznică. Alții vor striga după cultura pentru care și-au cheltuit nopțile. Vino și dăm sfat cum să scap eu de această. Alții vor striga după prietenii de petreceri și după femeile desfrânate cu care și-au cheltuit vlaga și zilele și astea nu știu ce. Alții vor striga la conducătorii religioși, la conducătorii politici, veniți și ajutați-ne că suntem într-o mare, mare primejdie. Și vor înțelege că nimeni și nimic nu-i mai poate ajuta în ziua aceea nemaipomenit. Și atunci își vor pleca resemnați capetele și vor spune, dreaptă este judecata lui Dumnezeu. Drumul înspre ghenă, drumul înspre iad va răsuna de reproșuri pe care și le vor face oamenii unii altor. Din pricina ta sunt dat eu astăzi morții, din pricina ta, ba nu din pricina ta, ba din pricina ta, soții, copiii, părinții și așa mai departe. Și înainte să ajungă în iad, vor striga la Dumnezeu și vor spune, Doamne, să dai dublul focului care ne va arde pe noi, celor care ne-au condus greșit și în care noi ne-am pus încredere. Că sunt conducători religioși, că sunt conducători politici și așa mai departe. Și când să intre în iad păzitorii ghenei, mirat să vadă așa mulțimi mari de oameni intrând în focul cel veșnic, îi vor întreba mai întâi,
Cum vă place? Și focul și pucioasa, și viermele și apa clocotitoare. Și vor întreba mirați, cât ați fost voi pe pământ, n-ați auzit niciodată despre Iisus și despre minunile Lui, n-ați auzit niciodată cuvântul Domnului? Și îngroziți le vor răspunde păzitorilor ghienei, nu mai adăugați și voi chinul Lui care ne stă înainte, chinul acestor întrebări nemaipomenit. Și vor întreba, mai există vreodată nădejde de ieșire din locul acest? Și vor înțelege nu doar că nu mai există niciodată chip de scăpare din locul acela groasnic, dar vor înțelege că nici măcar pentru o clipă chinul nu va putea fi îndulcit sau potolit. Ne facem și de această dată în umilință, datoria, să spunem și din altarul acest, oameni buni, și fraților, și surorilor, și tinerilor, și copiilor, să ne pocăim și să ne întoarcem cu toată inima la Domnul. Și să luăm foarte în serios tot cuvântul Domnului și toate avertizările importante care sunt în cuvântul Domnului. Avertizări dramatice și în același timp pline de speranță, care între altele spun așa, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce omul seamănă, aceea va și se cer. Spune că fiecare va învia la rândul cetei lui. Semeni în firea pământească, din firea pământească vei se cera iadul. Ești între cei lacom, vei învia din preună cu cei lacom și te vei duce în iad, fiecare la rândul cetei lui. Ești între cei mincinori, între cei bârfitori, între cei batjocoritori, între cei vicleni și așa mai departe. Fiecare, zice, va învia la rândul cetei lui. Nu vă înșelați, zice, cei ce fac astfel de lucruri, cu dezbinările, cu răutățile, cu toate geloziile și așa mai departe, nu vor moșeni împărăția lui Dumnezeu. Și mai apoi adaugă și spune, dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Și roada Duhului este aceasta. Și cei ce fac astfel de lucruri, zice, împotriva acestor lucruri nu este lege. Hai, mă îngăduiți 5 minute? Să vă spun la repezeală cum este și cu învierea celor care iubesc adevărat pe Domn. Zice în Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 7, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, care este. Îi voi da să mănânce din pomul vieții. Mulți au flămânzit și flămânzesc pe pământul acesta din diferite motive. Și Iisus spune, cel ce își dă viața pentru mine, ăla o va câștiga. Ai ajuns în cer, acum ești iarăși ca un copil. Uite o livadă frumoasă, cu mer frumos, să zic așa, de la mine. Iisus îi spune, odihnește suflete iubit aici la umbra copacului acesta și nu spune că noi vom mânca. El zice că ne va da. Va lua el de acolo din copac. Mușcă. Ai mușcat odată? Ai primit de 10 ori viața care ai dat-o pentru el. Ai mușcat a doua ori, ai primit de 100 de ori. Ai mușcat a treia ori, ai primit de 1000 de ori și după aceea de 1000 și 10.000 de ori. Și mai apoi spune în versetul 17, celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascuns și îi voi da o piatră albă pe care e scris un nume nou, pe care nimeni nu-l știe, decât acela care îl primește. Mana asta ascunsă e ceva nimaipomenit. Acum, soțiile noastre, mamele noastre, nu se mulțumesc. Uite o gustare, uite o supă, uite felul al doilea, că trebuie neapărat să fie și o surpriză. Nu știu ce plăcintă, nu știu ce cozonac, nu știu ce tort, nu știu ce înghețat. Așa nu sunt neapărat necesare pentru nevoile trupului, nu? Dar sunt surprize. Și Dumnezeu ne face surprize mari și nimaipomenite în cer. Eu, când m-am întors la Domn, nu îmi trebuia nici Dumnezeu, nu îmi trebuia nici Evanghelie, nu îmi trebuia biserică, nu îmi trebuia Iisus, nu îmi trebuia nimic, nici nu vreau să aud de așa ceva. Și acum un frate de-al meu, de 29 de ani, numele lui Teodor, care îți merge înaintea mea în cer, poate spuneți un cuvânt bun și despre mine. Și el era foarte devotat Domnului și cu
copiii și cu tinerii, cu orchestra, cu corul, cu toate astea. Eu nu mai puteam de răuta și altele. Și așa a potrivit Dumnezeu lucrurile și la 29 de ani s-a murit. Adică a plecat și a încheiat el misiunea pe pământ, școala. Și în cele două nopți de prive, când eram numai eu cu el, vai, 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 ce mai plângeam, ți se rupea inima. La ușa mormântului, sora sa noastră minunată, Maria Magdalena, plângea. Și un înger s-a dus să raporteze Domnului, care cred că stropea cu sângele său altarul în templu la Dumnezeu, și i-a spus, trebuie să te cobori și să te arăți numai decât. Femeia acestea că o să moară de inimă rea dacă nu te vede. Și îngerul care mă vedea cum plângeam eu, of, ce mai plângeam, uite ăsta, ieri era, astăzi nu mai este, m-am purtat rău cu el, nu mai pot să-mi cer iertare, nu mai pot să îndrept lucruri, eram sfârșiat drobit de dure. Și îmi puneam întrebarea aceasta, dar ce este omul, de unde vine, încotro merge, care este scopul viețuirii lui pe pământ? Și Dumnezeu mi s-a descoperit, cum mi s-a descoperit, printr-un foc ceresc, și am devenit dintr-o dată nebun pentru el. Și imaginează-ți, lui îi plăcea mult să cânte la instrument. Și acum merge el de acasă înspre o academie de muzică acolo în cer, ca să se desăvârșească, să învețe mai bine cu vioara, cu chitara, cu pianul, flautul, ce mai vrea el să învețe acolo. Și când se întoarce de la orele astea de muzică, trece prin parc și își pune el o întrebare, dar ce o mai fi cu împotrivitorul acela, cu fratele al meu Ioan? S-o fi mântuit și el nu s-o fi mântuit? Și cine iese după o tufă, uite, s-a mântuit. Înțelegeți? Mana ascunsă. Și după aceea spune un nume, noi, îndrăgostiți, inventează nume. Ai o fată de care te-ai îndrăgostit, o cheamă Elena. Niciodată nu-i spui Elena, îi spui Lenuș, îi spui... și așa mai departe. Îi voi pune un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Și după aceea spune, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb. Câți au pribegit prin peșteri și te mai mir, păduri și pe unde, în zdrențe și în toate relele și grosăfii? Câți ar fi vrut să aibă un prieten pe pământul acesta? Foarte greu să găsești un prieten care să te înțeleagă, cu care să te însoțe. Sfintele femei fericite cu ucenicii să meargă cu Iisus prin lanurile greoale Palestinei, prin sate și așa. Dar cine poate înțelege bucuria sufletului credincios? Ei vor umbla împreună cu mine, au spus. Și nu oriunde. Și nu vor fi îmbrăcați oricum, îmbrăcați în alb, hainele neprihănite. Și mai mult zice, eu voi mărturisi numele lor înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților lui Îngeri. Să vină momentul în care El să te mărturisească și să spună, uite, ăsta e al meu. Ăsta este cel despre care vă spunea mereu și mereu ce lucrări minunate face El la Târgoviște și în tot județul. Zic asta ca să vă încurajez să sporiți în lucrarea Domnului. Și mai apoi spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Mi se cere un lucru așa mic până la moarte, sunt câțiva. Și pentru asta zice o cunună care nu se poate veșeși. Cununile pământești sunt așa cum sunt. Vai și vai și arăși vai și... De exemplu, dacă tatăl meu ar fi rege, și ce-aș gândi eu în mintea mea într-una și într-una? Nu mai moare ăsta odată, Domn. Că să mă așez și eu în locul lui pe tron, să am și eu, nu? Suntem oameni. Și după ce te-a încoronat, moment solemn de însemnătate excepțională, spune iarăși tot în capitolul al doilea, celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da săpânire peste neam. Și mai adaugă, îi voi da luceafărul de dimineață. Asta nu e o jucărie, ceva mare, nu vă spun ce este. Este ceva mare, ceva deosebit. Ne așteaptă așa niște lucruri mari și importante. Și mai spune mai apoi, în capitolul al treilea iarăși, și cu asta mă opresc, celui ce va birui și păcatul și lumea și firea pământească și pe diavolul, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Există undeva în univers un scaun de domnie pe care șade El Iisus, care creează și conduce universul. Și spune, îi voi da să șadă cu mine împreună. Vă spun asta ca să nu mai fiți preocupați de toate fleacurile, de toate prostiile, mai mărcer cu nevasta, cu socrii, cu vecini, cu frații prin adunare. Ne așteaptă niște lucruri așa de mari. Eu sunt câte unul care zice, of, 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 în bucătărie să mă primească Dumnezeu, numai să intru și eu în cer. Altul zice, de m-ar primi Dumnezeu și după ușă, dar să intru eu acolo.
Altul zice, pe un scăunel să mă primească, dar dacă trebuie scăunel sau bucătărie, n-ai decât scăunel sau bucătărie. Cuvântul Domnului zice, celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Să mai spunem o dată cu toată adunarea, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, ferice de tine că m-ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, amin. Eu am deschis nițel prin îndurarea Domnului poarta cerului, ca să privim, nu numai înspre cer, ci înspre iad, ca să știm bine ce înseamnă și una și ce înseamnă alta, și cum să fugim mâncând pământul de iad, ca de șarpe veninos. Nu e o glumă și nu este o joacă. Să ne ridicăm și să ne rugăm prin îndurarea Domnului cu toată adunarea, aducând mulțumire celui preanalt pentru dimineața aceasta de har, pentru Domnul și Dumnezeul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos, care cu așa o înțelepciune și cu așa o gingășie s-a aplicat asupra tuturor ucenicilor și tuturor oamenilor și tuturor împrejurărilor, să le dea darul binecuvântat al mântuirii prin credință, dar să-i mulțumim și pentru Toma, cel de atunci, cu îndoiala lui sinceră și foarte serioasă. Să lăudăm și să-i binecuvântăm numele pentru tot ce a făcut el în chip minunat de-a lungul timpului pentru noi și pentru toți copiii lui, și să-l rugăm să ne dea alifie pentru ochi, să avem o vedere bună și să ne ațintim privirile nu spre oameni, nu spre noi și slăbiciunile noastre, ci înspre cer, înspre el, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Iar după ce ne rugăm cu întreaga adunare, să ne mai rugăm o dată cu întreaga adunare, spunând rugăciunea minunată, Tatăl nostru, dar să și credem fiecare cuvânt pe care îl spune. Și unde spunem pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, să spunem în inima noastră, voia ta, cea sfântă, plăcută și desăvârșită, să se împlinească în fiecare zi, în viețile noastre și în lucrurile mici și în lucrurile mari. Amin. Să ne rugăm Domnului.